Fraților, la noi în România, când auzi de un video cu greșeli, te gândești la Rovision. Deci chiar dacă Rovision făcea greșeli din piesele artiștilor din România și nu din filme și seriale, mi se pare fair să-i dau cezarului ce îi ia cezarului. Iar spre deosebire de el, greșelile pe care eu le-am găsit în videoul meu se axează mai mult pe partea narrativă, nu pe cea tehnică. Deci în continuare, eu urmează să critic acțiunile și deciziile personajelor. Așa că nu o să mă vedeți căutând pahare de la Starbucks sau reflexia camerei. Romanilor. By the way, înainte de acest clip, v-aș recomanda să vizionați videoul meu All of Us Are Dead în 19 minute. Nu de alta, dar va fi mult mai ușor să înțelegeți despre ceea ce vorbesc aici. Acestea fiind zise, haideți să începem. Oricât de amuzantă mi s-a părut scena cu Biblia, cum dracu nu a auzit nimeni cum Frankenstein își omoară copilul cu o Biblie și îl mai și bagă într-un geamantan? Bă, asistentele din spitalul ăsta or fi ca ăia de la locală atunci când e un scandal la mine în cartier. Ochii mei nu văd, urechile mele nu aud. Dr. Frankenstein știa că a creat un virus extrem de contagios care poate pune rasa umană în pericol. Deci de ce dracu a ținut virusul la școală, unde orice elev ceva mai curios să se poată infecta cu ușurință? What? Bro, what are you talking about, man? Adică aș fi înțeles ca Frankenstein să facă asta dacă dorința lui era de a porni o apocalipsă zombie. Dar ghici ce? El se chinuie să oprească răspândirea virusului odată ce află că o elevă a fost infectată. De îndată ce epidemia zombie a început să se răspândească prin școală, vedem cum zombie sparg cu ușurință geamurile. Deci coreenii ăștia nu prea au avut bani de termopane. Din punctul meu de vedere, banii dați pe uniformele copiilor erau mai cu cap folosiți dacă de ei se cumpărau niște geamuri ca lumea. Shut up and take my money! Cartea asta e destul de captivantă. Nu de alta, dar șefa clasei nu observă că lumea fuge panicată în direcția opusă. Oare de ce or face asta? Personajele principale au reușit să își găsească adăpost într-o sală de clasă, iar ușa asta culisantă nu mi se pare deloc solidă. Zombii ar fi trebuit să o dărâme cu ușurință. Pe lângă că ușa e fragilă, dar ea mai e și nepăzită. Lucru care evident i-a pus în pericol din cauza că proful ăsta a intrat înăuntru. De îndată ce proful a intrat în clasă, el trebuia să fie luat la 11 metri și verificat dacă nu cumva e infectat. Lucru care i-ar fi salvat pe protagoniști de niște bătăi de cap. By the way, după ce intră înăuntru, proful le ordonă copiilor să construiască o baricadă. Și sincer, copiii ăștia mi se par puțin cam aerieni. Pentru că în mijlocul unei apocalipse zombie, prioritatea ta numărul 1 ar trebui să fie să te distanțiezi de cei infectați și să îți faci rost de niște arme cu care să te aperi. Din cauza că în clasă au intrat persoane infectate, protagoniștii trebuie să își părăsească adăpostul. Iar la câtă gălăgie au făcut înainte, în fața clasei trebuia să fie plin de zombi, aceștia fiind atrași de sunete. Eu v-am zis că ușile astea nu sunt solide. Nu înțeleg de ce ai alege să te odihnești într-un loc în care zombii pot ajunge ușor la tine. Dar în fine, aici putem vedea cum BFF-ul fetei îndrăgostite a fost mușcat de un zombie. Iar zilele îi sunt numărate, deci în loc ca fata îndrăgostită să o iei în brațe și să încerce să o salveze, mai bine îi curma suferința și nu își risca viața. Do it! Just do it! Ca să vezi, chiar ar fi fost utile niște arme. Aici protagoniștii se întind după un furtun de incendiu ca să se folosească de el ca să își schimbe adăpostul. Și mi se pare cam stupid că niciun zombie nu a încercat să îi încurce, adică ușa a fost întredeschisă. Plus ce e și mai stupid e că băiatul ăsta se aruncă departe de furtun, iar în episodul următor îl vedem agățat de el. How? 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 I don't know! Gen, legile fizicii nu se aplică în serialul ăsta. Jur că mașinile din GTA arată mult mai realist ca mașina asta de poliție. Iar că tot vorbim despre forțele de ordine, aceștia au încercat să facă o baricadă pentru a-i opri pe infectați din a părăsi orașul. Foarte bine procedat până acum. Dar în locul lor, eu foloseam și niște arme de foc. Nu de alta, dar scuturile alea nu o să îi ajute prea mult. Adică, bineînțeles, dacă nu ești cumva Tyrion Lannister. Nu e improbabil ca cineva să încerce să scape de tine infectându-te, dar momentul în care Scorpia l-a infectat pe băiatul sărac este pur și simplu stupid, din cauza că acțiunile ei au pus-o și pe ea în pericol. Adică ce se poate întâmpla rău dacă ești blocată în aceeași încăpere cu un zombie? Baba asta merge în buricul târgului de zombie și are impresia că își poate salva fiul. Pe lângă asta, ea îl vede pe cel mai bun prieten al fiului ei, stând și uitându-se la lună în mijlocul unei apocalipsii zombie. Așa că de ce să nu îl salute?
Având în vedere că și acum există oameni care zic că pandemia din viața reală a fost doar o glumă, o invenție de-a politicienilor, nu-l condamn pe youtuberul ăsta că a mers să vadă cu ochii lui dacă toată apocalipsa zombie e reală sau nu. Plus, de ce să nu faci un vlog cu asta ca să faci niște subscriberi în plus? Probabil și eu aș face asta. Dar în mod categoric, eu nu aș face live în timp ce sunt urmărit de o armată de zombie. Nu de alta, dar îmi măresc șansele de a muri. Și nu cred că e worth trade-ul. Plus, în viața reală, cred că live-ul ăla ar fi fost dat jos instant. Pe fata cu nuduri o interesează mai mult un video ce urmează să se posteze pe Facebook decât faptul că vine sfârșitul lumii. Lucru care nu are absolut nicio logică. Adică, pe de-o parte, nu prea mai este cine să vadă videoul. Cei mai mulți prieteni de-a ei fiind, știți voi, zombie. Iar cei care au rămas în viață, garantat au lucruri mai bune de făcut decât să stea pe Facebook. Plus, din câte știu eu, Facebook-ul nu acceptă nuditate pe platforma lor. Deci postările de genul urmează să fie date jos instant. Aici, de aș fi fost în locul lui Friendzone, nu aș fi încercat să mă pun rău cu ăla care are un cuțit. Plus, de ce sunt holurile astea mereu așa goale? Deci în fața restaurantului ăsta era plin de zombie mai înainte. Iar acum, brusc, aceștia au dispărut. Plus, în mijlocul apocalipsei zombie, eu unul aș fi mai preocupat cu propria supraviețuire și nu mi-aș risca viața încercând să salvez niște copii care să mă tragă în jos și nici un vlogger accidentat la picior. De ce nu o atacă zombie pe profa asta? Adică înțeleg că a fost infectată, dar zombie din serialul ăsta de obicei te mănâncă de viu, gen nu mă uitați-vă ce a pățit Craiova. Dacă eu eram liderul grupului de supraviețuitori de pe acoperiș, eu puneam pe cineva să stea de șase. Nu de alta, dar e bine să fii conștient de activitatea zombilor, a altor supraviețuitori, a lui Craiova sau a unor posibile echipe de salvare. Oh no, you don't. În aventura sa, tatăl fetei îndrăgostite a dat peste niște oameni care îi cer ajutorul. Iar spre deosebire de detectiv, el își dă seama că nu îi poate ajuta, așa că în schimb le dă niște apă și shotgun-ul său. Lăsați-mă să repet, le dă shotgun-ul. Cât de stupid să fii încât să renunți la singura ta metodă de a te apăra împotriva zombilor și să le-o dai unor străini care s-ar putea să o folosească împotriva ta. Înțeleg că e traumatizant să îți vezi mama zombificată, dar chiar să îți ataci prietenii pentru că încercau să îți salveze fundul? E un pic cam exagerat, adică cel puțin sper că e. Impresionant! Grupul și-a improvizat niște armurică ca să nu fie mușcați de zombi. Și nu doar atâta, dar s-au gândit să-și facă rost și de arme. O greșeală în minus la numărătoare. Sunt mândru de ei. Totuși mi-ar fi plăcut să-i văd cu niște mănuși pe mâini. Dar bănuiesc că cer prea multe. Da, ce-am zis eu de mănușile alea? Sincer, nu înțeleg cum fileul ăla de tenis îi oprește pe zombie din a avansa. Și nici cum grenăzile alea ale pompierului reușesc să-i facă pe zombie să meargă după ele. Adică înțeleg că emit zgomot și așa. Dar gândiți-vă ce a fost în capul zombilor ăstora. Mâncare în față. Mai bine mă duc după grenadă. Lucește. Mai țineți minte când șefa clasei avea probleme cu autocontrolul și simțea nevoia de a mușca ceva? Numai uite ce drăguț e iubitul ei. Îi zice fetei să nu se muște pe sine, ci să-l muște pe el. Adică nu e ca și cum mușcătura ei l-ar transforma într-un zombie. By the way, dacă mai țineți minte, după ce a fost mușcat de către Craiova, Friendzone și-a luat rămas bun de la prietenii săi, s-a pupat cu crush-ul său, a creat o diversiune ca să atragă zombie spre locația lui și s-a bătut cu Craiova. Iar cât timp el a făcut toate astea, el nu a dat semne cum că s-ar transforma într-un zombie. Deci teoria mea este următoarea. Iubărețul nostru a devenit și el un hibrid jumătate om, jumătate zombie. Ba mai mult, la final când șefa clasei a zis că sunt și alții ca ea și că s-au întors, ea se referă la Craiova și Friendzone, aceștia supraviețuind exploziei. Sau cel puțin la Friendzone. Dar bănuiesc că cei doi ar face pace dacă observă că nu se pot omorâ unul pe altul. Adică la un moment dat cred că te-ai plictisit să tot încerci. Și încă un final care ar putea fi șmecher ar fi ca hibrizii ăștia să fie malefici. Adică numai gândiți-vă că șefa clasei a început să audă voci care ziceau să-și mănânce prietenii. Cât de tare ar fi ca Friendzone, șefa clasei și Craiova să fie corupți și să își creeze propria armată de zombie cu care să cucerească lumea. Acestea fiind zise, dacă v-a plăcut acest tip de video și mai vreți să vedeți greșeli din filme, seriale, desene sau animeuri, ziceți-mi în comentarii. Eu le mulțumesc membrilor de pe canal pentru că mă susțin. Un rând de aplauze pentru legendele Zâmâi 13, Raul Bot 5269, Vlad Morar, David George Brasla, Marius, Filip Zacuscă, Openane, Raptorul R, Pironato Ingrid Liz Eka, sper că am zis corect,
Kevin Emanuel, Ionuț Borzei, The Vengeful One și Teofil Mihail. Plus încă un rând de aplauze pentru miticul nostru de pe canal, Miro. Iar dacă vreți și voi să le urmați exemplul și să primiți beneficiile de a fi membri pe canal, nu ezitați să apăsați butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Ziceți-mi în comentarii ce mai vreți să vedeți la mine pe canal. Ne auzim pe Insta și pe TikTok. By the way, pe Insta urmează să postez progresul la videoul cu Bakugan. Acestea fiind zise, eu am fost Paul Pașca și ne vedem data viitoare.